este Iisus Hristos, cine este Dumnezeu, cum mă raportez, care este relația mea cu dumnezeirea, cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Toate aceste întrebări și le-a pus Țicu Semeniuc, pe vremea când nu-L cunoștea pe Dumnezeu. A fost un moment când am zis, gata, nu mai vreau, prea mult caut, prea mult, nu mai știu în ce direcție să iau, unde să merg, ce să fac, pe cine să ascult și nu mai vreau să intre nimica din afară în mine decât Iisus Hristos. Și atunci am zis, Doamne Iisuse, vreau ca Tu să vii și Tu să conduci viața mea. Mă atingi acum cu mâna Ta, fiorul Tău îmi umplec inima, Iisusul plânge inima mea lină. Să ascultăm împreună emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Țicu, bine ai venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Ce căutai și ce ai găsit la un moment dat în viața ta? Ce căutam? Căutam ceva, nu știam ce exact, dar am găsit un răspuns care se referă la dincolo de lumea aceasta și asta e acel cineva, o persoană care mi-a deschis inima și mintea pentru a pricepe anumite lucruri și pentru a vedea cine este El și ce este El. Și acela este Iisus Hristos. Care erau așteptările din sufletul tău? Care erau cele mai profunde gânduri și cele mai intime pe care sau cărora nu le-ai găsit împlinire până în momentul când L-ai găsit pe Dumnezeu, când L-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, când Duhul Sfânt ți-a umplut viața? Era nevoie de împlinire sufletească, ceea ce chiar și la vârsta aceea, eu știu, în clasa 10-a de liceu, doream să cunosc lucrurile, să știu anumite elemente care țin de om, țin de suflet, țin de inimă, de minte și mi-am spus la un moment dat, gata, m-a săturat să tot caut într-o parte, să caut în alta, să chiar să și citesc în cărți și tot felul de idei. Și atunci am zis, cunoscându-L deja, apropiindu-mă de Iisus Hristos, de Dumnezeu, am zis, gata, eu vreau să Te cunosc pe Tine de acum, pentru că vreau ca Tu să mă împlinești și cred că Tu mă vei împlini. Prieteniile, bucuriile din această viață, lucrurile pe care le-ai întâlnit, muzica ascultată, lucrurile citite, n-au reușit să te ducă la acel moment când să spui, da, acum sunt împlinit, sunt fericit și probabil că nu mai am nevoie de nimic mai mult? Nu, categoric nu. Nu, pentru că Chiar și acum, eu știu, sunt lucruri care le caut și care doresc răspuns, că încă sunt tânăr, să spunem, și încă am multe întrebări și nu le găsesc răspuns, dar în Dumnezeu, în Hristos, chiar dacă nu le înțeleg, le accept și găsesc răspunsuri și Dumnezeu, prin Scriptura Sa, mi-a dat răspunsuri care nu cred că le-aș învăța din altă parte și dacă le-aș învățat, poate le-aș învăța greșit. Spune-ne despre momentul sau despre procesul care a dus la apropierea ta de Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt și de Dumnezeu Tatăl. Totul a început în 91 când s-a deschis o biserică evanghelică în satul Carani, unde locuiam și am fost invitat de unul din colegii mei de clasă la biserică, el fiind dintr-o familie de creștini evanghelici. Și astfel am început să merg la biserică, totul era frumos, ca și copil mergeam la școala duminicală, cântam, ne jucam, învățam tot ce se face. Și întoarcerea mea a fost un proces, n-a fost ceva incredibil. De ce? Pentru că
nu, personal nu sunt o fire euforică și superactivă și hiperactivă și de genul ăsta, calmă, liniștită, nu fac valuri în jurul meu și astfel nu s-a văzut nimic în jurul meu, nu s-a văzut o schimbare bruscă de la, eu știu, ce la gata, deja s-a produs un miracol. Ci ceea ce s-a produs în mintea, în sufletul meu, în inima mea și astfel în viața mea intimă, să spunem așa. Nu atât de mult în exterior, pentru că oamenii, să spunem așa, mă cunoșteau înainte de a-L cunoaște eu pe Dumnezeu și m-au cunoscut și după și n-au văzut nimica. Dar atunci când intrau în vorbă cu mine sau când, eu știu, începeam să vorbesc sau să spun idei sau lucruri sau să discutăm despre anumite lucruri, atunci era alt lucru. Și astfel, mergând la biserică, am învățat despre Iisus, despre Dumnezeu și totul a mers câțiva ani a decurs lucrul acesta, până când am ajuns în liceu. Studiam în internat, în internatul liceului și cred că eram în clasa 9, 10, nu mai țin minte exact, dar a fost un moment când am zis, gata, nu mai vreau, prea mult caut, prea mult, nu mai știu în ce direcție să iau, unde să merg, ce să fac, pe cine să ascult și nu mai vreau să intre nimica din afară în mine decât Iisus Hristos. Și atunci am zis, Doamne Iisuse, vreau ca Tu să vii și Tu să conduci viața mea. Știu că n-o să fie de aici totul atât de roz și atât de frumos, cum scrie în romană, să spunem, dar vreau ca tu să mergi cu mine de acum, oficial, să spunem așa. Și de atunci, acela a fost un moment, nu fantastic, să spunem așa, dar atunci m-am spus adineaur oficial, să spunem. Și de atunci a fost un proces și încă este un proces care durează și cred că va dura în continuare. Și slavă Domnului că Dumnezeu mă ține prin toate lucrurile și prin toate situațiile vieții acestea. Mai aproape de orice gând, de orice suflare, este prezența ta. Mă copleșești cu iubirea ta tot mai tare și nu mi-e teamă de nimic, de brațul tău eu sunt păzit. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău mi umple inima, Iisusul plânge, inima mea lină, mi umpli viața de lumină. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău mi umple inima, Iisusul plânge, inima mea lină, mi umpli viața de lumină, Domnul meu. Ții că tu ești din familie de ucrainieni, iar acum ești student la limbi străine. Familia ta cum a perceput această alegere nouă și interesantă în viața ta? Familia mea a perceput lucrul acesta total nesatisfăcător pentru mine, cu o opoziție puternică care pot să spun că mi-a marcat, eu știu, adolescența. Ce este interesant este faptul că mama mea a fost cea care a spus, vezi că s-a deschis o biserică de pocăiți peste drum, pentru că eu locuiam chiar peste drum de locul unde s-a deschis biserica. Și la un moment dat a ajuns să spună, blestem ziua în care te-am trimis acolo, în care ți-am spus despre locul acela. Și să dea Dumnezeu să ajungă și momentul când să spună binecuvântez eu când te-am trimis acolo pentru că merg și eu. Să fie, sperăm în Domnul. Nu a fost ușor.
A fost bine cât am mers așa când și cum și, eu știu, la început, să spunem, dar când au văzut părinții mei, și în special mama mea, când au văzut părinții mei că lucrurile devin serioase, chiar înainte de acel punct în care am spus că în internat și așa, deja situația s-a încins, să spunem, și nu s-a mai acceptat lucrul acesta, însă nu puteau, doar prin autoritatelor de părinți au putut să mă oprească, dar și lucrul acesta a provocat multe, multe diferențe și multe situații tensionate. Și deci nu a fost deloc de acord. Eu știu, când trebuia să mă duc la școala duminicală, tot timpul, eu știu, sau era ceva de lucru fiind la țară, sau trebuia chiar atunci să fac ceva, sau să mă trimită să fac ceva. Mai târziu a fost, probabil, și unii dintre ascultători știu atunci când zice, ei, da, tu ești, mergi la biserică și faci cu tare lucru sau cu tare lucru, păi cum așa? Și tot felul de lucruri din astea care te dezarmau sau te... Pe mine nu m-au dezarmat în sensul credinței mele, ci m-au dezarmat ca și relația mea cu ceilalți, în relația mea cu ei sau în sensul acesta, pe plan social. Și mai mare povestea este la botez, când am vrut să fac botezul. Când am vrut să fac botezul care s-a ținut... Spune-ne-o. Care s-a ținut în Carani. Botezul din Carani a fost foarte... Am dorit foarte mult să pot să merg acolo și să mă botez împreună cu ceilalți tineri cu care mergeam la școala duminicală. Dar n-am putut să mă botez. Totul a fost, eu știu, făcut așa puțin pe ascuns, chiar și cu o săptămână înainte de botez trebuia să fie mărturisirea, am făcut mărturisirea în fața bisericii, totul a mers conform planului, doar că în ziua botezului, când și ceilalți tineri trebuiau să se boteze, părinții... au pus piciorul în prag, să spunem, și în prag la propriu, pentru că s-au postat unul la poartă și unul la ușa camerei. Și n-am putut să ies din cameră, mă pregătisem cu toate hainele, cu absolut tot, ca să fiu botezat. Cel mai groaznic a fost faptul că, așa cum am spus, locuiam peste drum de clădirea unde era biserica și auzeam fanfara după fiecare botez cânta și după fiecare candidat, imediat după ce era botezat, fanfara cânta și auzeam de fiecare dată fanfara, ceea ce a fost sfârșitor. Și atât de mult m-am zbătut ca să ajung și eu să mă botez, încât am spus că vreau neapărat să fiu acolo și atunci s-au postat unul afară, unul înăuntru, și au spus că dacă vreau să mă botez, atunci trebuie să plec de la ei. Am fost hotărât să fac lucrul acesta, chiar am început să strâng hainele din dulap ca să-mi fac bagaj, dar totuși ei nici în felul acesta nu m-au lăsat. Și astfel că n-am ajuns să mă botez, doar după câțiva ani mai târziu la Biserica Betel din Timișoara am reușit să fiu botezat, acum 3 ani de zile. Însă după acest botez a urmat cea mai grea perioadă în care am fost pur și simplu izolat de biserică, de
oameni credincioși, oameni pe care îi știam, prietenii mei, cunoscuții mei, care erau din mediul acesta, nu aveam alți cunoscuți. Și aceasta a fost perioada care părinții m-au izolat absolut de tot, în care am avut momente disperate, dar slavă Domnului că din toate acestea am învățat câte ceva. Și slavă Domnului și mulțumesc că m-a trecut când au fost momente când am zis, Doamne, eu vreau cu Tine, dar se pare că ceilalți nu vor cu mine. Și astfel a fost împotrivirea din partea celor din jur referitor la mine. Mai aproape de orice gând, de orice suflare, este prezența ta. Mă copleșești cu iubirea ta tot mai tare și nu mi-e teamă de nimic. De brațul tău eu sunt păzit. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău, lumiul de inima. Ești susur plâng ce inima mea lină, viața de lumină. Mă atingi acum. Mă bucur că ai fost hotărât pentru Dumnezeu și aceasta arată determinarea din sufletul tău și mai mult decât atât arată faptul că dincolo de decizia emoțională de a îl primi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și ca Stăpân în viața ta, a fost și o decizie a voinței, o decizie volitivă, o decizie inteligentă și înțeleaptă să-L alegi pe Dumnezeu în viața ta. Au trecut acea perioadă de foc de atunci, acel necaz care l-ai provocat părinților fără să vrei, dar datorită faptului că ai spus este mai important Dumnezeu chiar decât părinții mei, cu toate că îi respect și iubesc pe părinții mei. A trecut acel moment, însă bineînțeles că urmările acelor vremuri rămân, cred că până Dumnezeu ne va lua cu El. După ce am ajuns în Timișoara să studiez mai mult și terminasem liceul, deja fiind puțin mai independent și, eu știu, punând puțin eu piciorul în prag și nu doresc ca ascultătorii să creadă că eram unul din ăsta nonconformist și dornic de a face contrar părinților, doar că altfel n-aș fi răzbit ca să ajung să fiu botezat, să ajung să intru din nou în mediul creștin. Și după ce am terminat liceul, am lucrat o scurtă perioadă, atunci deja mi-am realizat puțin independența față de ei și independența morală, să spunem. Și atunci, acum pot să spun că au acceptat lucrul acesta și chiar și de atunci deja știau că e ceva, botezul și hotărârea mea e ceva irreversibil. Astfel că n-au mai spus nimic în contra atunci când le-am spus că vreau să mă botez la Biserica Betel. Este interesant că uneori, poate nu chiar în cazul tău, dar uneori părinții ar prefera ca cei care sunt copiilor să meargă mai degrabă într-o discotecă sau la un bar decât să meargă la o biserică și să-L caute pe Dumnezeu. Aveam un prieten care îmi spunea, înainte de Revoluție, mama mea m-a amenințat să nu te prind că ieși cu vreo fată, că nu știu ce-ți fac. După Revoluție, după ce mama mea a văzut un număr suficient de intoxicant de telenovele și de alte lucruri murdare de genul acesta, mama mea a început să-mi spună, păi tu nu ieși cu o fată, ce ai, ești handicapat, tu de ce nu faci ce ar trebui făcut la vârsta ta de adolescent?
Și spunea prietenul meu, nu mi-am recunoscut mama. S-a schimbat total, la 180 de grade. De fapt, atacul acesta susținut, furibund, și al mass mediei necreștine asupra moralei și asupra lucrurilor care vin din Dumnezeu a influențat-o atât de mult pe mama prietenului meu încât ea și-a schimbat gândirea complet. Facă Dumnezeu ca părinții tăi, chiar dacă nu și-au dorit ca tu să fii neapărat pe marginea unui șanț căzut acolo după o escapadă într-un bar, și-au dorit totuși să nu mergi la biserică, facă Dumnezeu ca și ei să înțeleagă căutarea și împlinirea din sufletul tău. Iar acum aș vrea să te întreb, dincolo de aceste lucruri care am putea să le spunem sunt doar efectul sau ceea ce se vede la suprafață, în profunzime, ce ai găsit? Sau ce te-ar putea despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, așa cum spune Biblia? Ce anume crezi că te-ar putea despărți, te-ar putea determina să renunți la Hristos și la Dumnezeu? Atâta vreme cât am înapoi a mea trecutul și cât am experiențele acestea care le-am avut și când văd cum Dumnezeu a lucrat în viața mea ghidându-mă și îndreptându-mă exact ca un părinte, nu, nici dacă aș vrea, n-aș putea să renunț la Hristos, la Dumnezeu, pentru că e tot atât de real, de adevărat în viața mea, cum, eu știu, e faptul că merg la facultate sau că mănânc sau că stau seara lângă părinții mei. Deci e un lucru, element vital din viața mea care nu poate fi îndepărtat, exact ca și atunci când respiri, și dacă nu mai respiri, te blochezi și nu mai exiști. Ei, așa aș fi și eu. Și nu ar fi nimica ce să mă împiedice. Ce s-a produs în interiorul meu e că am învățat foarte multe lucruri despre viață. Am învățat foarte multe lucruri despre oameni. Dacă și aici este partea frumoasă și bună. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi trecut prin lucrurile acestea, n-aș fi găsit, n-aș fi înțeles cum stau lucrurile, cum este viața. Am învățat foarte mult din atitudinile pe care a trebuit să le iau și poziția pe care a trebuit să o iau în diferite situații, nu numai din cea pe care, pe care am povestit-o. Și ghidându-mă după El și după Scriptura pe care El a lăsat-o pentru noi, ca să ne fie o călăuză, am reușit să mă îmbogățesc sufletul prin ceea ce este El și prin privind la El și nu la mine și mai ales nu la oameni, ci numai la El. Te-aș mai întreba ce ai învățat despre viață și despre oameni. Spuneai că ai învățat ceva despre viață și despre oameni. Ce anume? Despre viață. Ce am învățat despre viață? Viața trebuie trăită în așa fel. Și zicea cineva că fă tot ceea ce vrei, iubindu-L pe Hristos, că ceea ce vei face va fi bun, pentru că tu îl iubești pe Hristos. Ei, am înțeles că iubindu-L pe Hristos și gândindu-mă la dragostea Lui pentru mine, făcând orice, eu voi face lucrurile acelea în voia Lui. Și despre oameni am învățat că nu sunt cei de la care să aștepți perfecțiunea, ci perfecțiunea este dată de Dumnezeu și numai prin El o poți vedea, și perfecțiunea o atingem când vom ajunge la El. La final aș vrea să te întreb încă două întrebări. Ce vârstă ai? 23. Ce ai sfătui pe tinerii de 23 de ani sau de 93 de ani, care se pot numi tot tineri? Biblia spune, cei care îmbătrânesc în Domnul, de fapt întineresc ca vulturii. Ce ai putea sfătui pe ascultătorii noștri, indiferent de ce vârstă ar fi? De ce să-L aleagă pe Hristos? De ce să renunțe la
viața așa cum îndeopște poate fi trăită sau cunoscută și să aleagă să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. De ce? Pot să se uite în jur și să vadă oameni alergând din dreapta, în stânga, în sus, în jos, care au dorințe și țeluri și lucruri care vor să le obțină, însă totuși seara văd că totul este deșertăciune, chiar dacă nu o spun sub această formă. Iar în Dumnezeu, chiar și ceea ce nu poți să faci, chiar și ceea ce faci, este bun, poți să găsești împlinirea. Iar dacă stăm și ne gândim bine, și cum am stat și eu și m-am gândit bine, Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Și credem că viața aceasta poate să fie extraordinară. Și nu faptul că îl primim pe Hristos, că îl acceptăm, că îl dorim, asta nu înseamnă că viața noastră trebuie să devină o viață de niște călugări în vârful unui munte, în care să nu mai vedem ce este în jurul nostru. Nu, este exact contrariul. Să intrăm, să stăm în lume, să fim acolo pentru semenii noștri, pentru că la asta suntem chemați. Să iubim pe cel de lângă noi, să fim gata să ajutăm, să fim gata să acționăm când trebuie să acționăm, să ne arătăm dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o. Și asta este o viață aventuroasă. Este o adevărată aventură și dacă sunt ascultători care le place aventura, pot să facă lucrul acesta. Și cu Hristos vor învinge în fiecare lucru și în fiecare eșec vor vedea un câștig, așa cum am văzut și eu în situația care a fost grea, am văzut de fapt după, mai târziu, nu exact atunci, am văzut de fapt rezultatul și ce trebuia să fie. Îți mulțumim, aș vrea să-ți spun la sfârșit că acum, în urmă cu 14 ani, aveam și eu 23 de ani și mă gândeam, de fapt, pe vremea când aveam 12-13 ani, mă gândeam ce mari și ce bătrâni sunt cei care au 18-19 ani, iar pe la 17 ani, despre cei de 23 de ani, îmi imagineam că sunt cu adevărat bătrâni. Acum spun că am avut 23 de ani, acum 14 ani, nu mai spun nimic, dar lucru cert este că noi cu toții ne îndreptăm spre casa noastră veșnică. Absolut. Și lucrul cel mai important pe care îl putem câștiga în viață, indiferent dacă avem 12, 18, 23, 37 sau 97 de ani, este locul în care vom merge dincolo. Domnul Iisus Hristos spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Și mă voi întoarce și vă voi lua ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dragul nostru prieten și ascultător, depinde de tine dacă vei merge în locul pe care Fiul lui Dumnezeu, Hristos Domnul, ți l-a pregătit. Țicu, îți mulțumim, dragul nostru prieten și ascultător, îți mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Atingi acum cu mâna ta fiorul tău, mă meu pe inima, Iisusul plânge inima mea lină. Îmi umpli viața de lumină, Domnul meu. Iisusul plânge inima mea lină, îmi umpli viața de lumină, Domnul meu. Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.